Zisa Domnul către ucenicii săi, să știți că peste două zile va fi Paștele și Fiul omului se va da să se răstignească. Atunci căpetenile preoților și cărturarii și bătrânii poporului s-au adunat în curtea arhiereului care se numea Caiafa și sfat au făcut ca să prindă pe Iisus cu vicleșug și să-L omoare. Dar ziceau nu în sărbători ca să nu se facă tulburare în popor. Și fiind Iisus în Betania, în casa lui Simon leprosul, s-a apropiat de dânsul o femeie având un vas de alabastru cu mir de mare preț și l-a turnat pe capul lui când el ședea la masă. Însă văzând acestea, ucenicilor lui le-a părut rău și au zis, de ce s-a făcut această risipă? Căci acest mir se putea vinde cu preț mare, iar banii să se dea săracilor. Dar Iisus aflând le-a zis, pentru ce face supărare femeii? Ea a făcut un lucru bun față de mine, căci pe săraci pururea îi aveți cu voi, dar pe mine nu aveți pururea. Dacă ea a turnat mirul acesta pe trupul meu spre îngroparea mea a făcut-o, adevărat vă spun vouă, că oriunde se vrea propovădui Evanghelia aceasta în toată lumea, se va spune și ce a făcut ea spre pomenirea ei. Atunci unul din cei 12 care se numea Iuda Iscarioteanu s-a dus la căpetenile preoților și le-a zis, ce voiți să-mi dați și eu vi-l dau în mâinile voastre? Iar ei s-au învoit cu el 30 de arginți și de atunci căutau un prilej potrivit ca să-l dea în mâinile lor. Iar în ziua cea dintâia a zimelor au venit ucenicii la Iisus și l-au întrebat, unde voi ești să-ți pregătim să mănânci Paștile? Dânsul le-a răspuns, mergeți în oraș la oarecine și spuneți, Învățătorul zice, timpul meu este aproape, la tine vreau să fac Paștile cu ucenicii mei. Și ucenicii au făcut cum le-a poruncit Iisus și au pregătit Paștile. Iar când s-a făcut seară, s-a așezat la masă cu cei 12 ucenici ai săi. Și știind că Tatăl a dat toate în mâna Lui și cum că de la Dumnezeu a ieșit și la Dumnezeu merge, Iisus a sculat de la cină, s-a dezbrăcat de haine și luând un ștergar s-a încins cu el. După aceea a turnat apă în spălătoare și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu părul, cu ștergarul cu care era încins. Deci a venit la Simon Petru, dar acesta i-a zis, Doamne, oare Tu să-mi speli mie picioarele? A răspuns Iisus și i-a zis, ceea ce fac eu Tu nu înțelegi acum, dar vei înțelege după aceasta. Petru însă i-a zis, nu, niciodată nu-mi vei spăla picioarele. Iisus i-a răspuns, dacă nu te voi spăla, n-ai parte cu mine. Simon Petru a zis către dânsul, Doamne, nu numai picioarele mele, ci și mâinile și capul. Iar Iisus i-a zis, cel spălat nu are trebuință să-și mai spele decât numai picioarele ca să fie curat tot. Și voi sunteți curați, dar nu toți, pentru că știa pe cel care avea să-l vândă. De aceea a zis, nu toți sunteți curați. Iar după ce a spălat picioarele ucenicilor și și-a luat hainele, s-a așezat iarăși la masă și a zis către ei, înțelegeți ce v-am făcut eu? Voi mă numiți pe mine Învățătorul și Domnul și bine ziceți că sunt. Deci dacă eu, Domnul și Învățătorul, v-am spălat cu picioarele, datori sunteți și voi să vă spălați picioarele unul altuia, căci v-am dat
pildă vouă, pentru ca precum v-am făcut eu vouă să faceți și voi. Adevărat vă spun vouă, nu este slujitorul mai mare decât stăpânul său, nici solul mai mare decât cel care l-a trimis pe el. Dacă știți acestea, fericiți veți fi când le veți și face. Și pe când mâncau, Iisus a zis, adevărat vă spun vouă, că unul dintre voi are să mă vândă. Iar ei, întristându-se foarte, au început să-L întrebe unul după altul, nu cumva sunt eu, Doamne? Iar El răspunzând a zis, cel care a întins cu mine mâna umblit, acela are să mă vândă. Dar Fiul omului va merge precum este scris pentru El. Însă vai omului acelea prin care Fiul omului se vinde. Mai bine ar fi fost de omul acela dacă nu s-ar fi născut. Și răspunzând Iuda, cel care l-a vândut, a întrebat, nu cumva sunt eu, învățătorule? Tu zici, i-a răspuns Iisus. Iar pe când mâncau ei, Iisus luând pâinea, a binecuvântat, aflând și-a dat ucenicilor zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Și luând paharul și mulțumind, le-a dat lor zicând, beți din acesta toți, căci acesta este sângele meu al legii celei noi, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Și vă spun vouă că nu voi mai bea de acum încolo din acest rod al viței, până în ziua aceea când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Și după ce au cântat laude, au ieșit la muntele măslinilor. Atunci a zis Iisus către ei, voi toți mă veți părăsi în noaptea aceasta, căci scris este, voi bate păstorul și se vor risipi oile turmei. Dar după ce voi învia, voi merge mai înainte de voi în Galileea. Răspunzând însă Petru, a zis către el, chiar dacă toți te vor părăsi pe tine, eu însă niciodată nu te voi părăsi. Iisus i-a răspuns, adevărat îți spun ție că noaptea aceasta, mai înainte de cântatul cocoșului, de trei ori te vei lepăda de mine. Însă Petru a zis, de-ar fi să mor împreună cu tine tot, nu mă voi lepăda de tine. Și toți ceilalți ucenici au zis la fel. Atunci a mers Iisus împreună cu ucenicii la un loc ce se numește Ghetsimani și a zis către ei, ședeți aici până ce mă voi duce acolo și mă voi ruga. Și luând cu sine pe Petru și pe cei doi frați ai lui Zebedeu, pe cei doi fii ai lui Zebedeu, a început a se întrista și a se bâcni. Atunci le-a zis Iisus, întristat este sufletul meu până la moarte. Rămâneți aici și privegheați împreună cu mine și mergând puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ rugându-se și zicând, Părintele meu, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta, însă nu cum voiesc eu, ci precum voiești tu. Atunci s-a arătat un înger din cer cântărindu-l și fiind în mare durere, cu mai mare stăruință se ruga, iar sudoarea s-a se făcuse ca picăturile mari de sânge și picurau pe pământ. Și sculându-se de la rugăciune, a venit la ucenicii lui și i-a găsit adormiți de întristare. Și a zis lui Petru, așa, nu ați putut un singur ceas să privegheați împreună cu mine? Privegheați și vă rugați ca să nu cădeți în ispită, căci Duhul este osârduitor, iar trupul neputincios. Iarăși, ducându-se a doua oară, s-a rugat zicând, Părintele meu,
dacă nu este cu putință să se depărteze acest pahar de la mine ca să nu-l bea, facă-se voia ta. Și din nou i-a găsit pe ei adormiți, pentru că ochii lor erau împreunați de somn. Și lăsându-i s-a dus încă o dată și a treia oară s-a rugat același cuvânt zicând. Atunci a venit la ucenicii săi și le-a zis, dormiți de acum și vă odihniți. Iată s-a apropiat ceasul și Fiul omului va fi dat în mâinile păcătoșilor. Sculați-vă să mergem, iată s-a apropiat cel ce m-a vândut. Și pe când vorbea încă, iată a sosit Iuda, unul dintre cei 12 și împreună cu el popor mult, cu sabii și cu surițe, trimiși de căpetenile preoților și de bătrânii poporului. Iar vânzătorul le-a dat semn zicând, pe care îl voi săruta eu, acela este să puneți mâna pe el. Deci apropiindu-se în clipa aceea de Iisus, i-a zis, bucură-te, învățătorule, și l-a sărutat. Iar Iisus a zis către el, prietene, pentru ce ai venit, îndeplinește. Atunci apropiindu-se, au pus mâinile pe Iisus și l-au prins. Și iată, unul din cei care erau cu Iisus, întinzând mâna, a scos sabia și lovind pe servitorul arhiereului, i-a tăiat urechea. Dar Iisus a zis, întoarce sabia ta la locul ei, căci toți cei ce scot sabia de sabie vor muri. Sau ți se pare că nu pot să rog pe Tatăl meu să-mi pună acum înainte mai mult decât 12 legiuni de îngeri? Dar cum se vor împlini scripturile care zic că așa trebuie să fie? În același ceas, Iisus a zis mulțimilor, ca la un tâlhar ați ieșit cu săbii și cu surițe ca să mă prindeți. În fiecare zi ședeam în templu și vă învățam, dar n-ați pus mâna pe mine. Însă acestea toate s-au făcut ca să se împlinească scripturile prorocilor. Atunci toți ucenicii l-au lăsat și au fugit. Cei care au prins pe Iisus l-au dus la Caiafa, arhiereul, unde erau adunați cărturarii și bătrânii. Iar Petru mergea după dânsul de departe până a ajuns la curtea arhiereului și intrând înăuntru, sta cu slujitorii ca să vadă sfârșitul. Iar căpetenile preoților, bătrânii și tot sfatul căutau mărturii mincinoase împotriva lui Iisus ca să-l omoare și nu găseau. Deci veniseră mulți martori mincinoși. Mai pe urmă s-au venit doi martori mincinoși și au spus, acesta a zis, pot să dărâm templul lui Dumnezeu și în 3 zile să-l zidez. Și sculându-se, arhiereul l-a întrebat, nu răspunzi nimic la ceea ce mărturisesc împotriva ta acești oameni. Dar Iisus tăcea. Atunci, întrebându-l, arhiereul i-a zis, te jur pe Dumnezeul cel viu să ne spui nouă dacă tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Iisus i-a răspuns, tu ai spus, eu însă vă spun vouă că de acum să se dea pe Fiul omului șezând de-a dreapta puterii și venind pe norii cerului. Atunci arhiereul și-a rupt hainele sale zicând, a adus blasfemie lui Dumnezeu, ce ne mai trebuie alte mărturii? Iată, acum ați auzit blasfemia lui, ce credeți? Iar ei răspunzând au zis, este vinovat de moarte. Atunci au scuipat în obrazul și l-au bătut cu pumnii, iar unii dădeau palme zicând, prorocește-ne, Hristoase, cine este cel care te-a lovit? Iar Petru stătea afară în curte și a venit la el o slujnică zicând, și tu erai cu Iisus Galileianul, dar el s-a lepădat înaintea tuturor zicând, nu știu ce vrei să zici. Și ieșind el la poartă, l-a văzut altă slujnică și i-a zis celor de acolo,
Și acesta era cu Iisus Nazarinianul și iarăși s-a lepădat cu jurământ: nu-l cunosc pe omul acesta. Peste o clipă însă, apropiindu-se, cei care stăteau acolo au zis lui Petru: cu adevărat și tu ești dintre ei, căci și graiul tău te dă pe față. Iar el a început să se blesteme și să se jure că nu cunoaște pe omul acesta. Și îndată a cântat cocoșul. Atunci Petru și-a adus aminte de cuvântul lui Iisus care îi spusese: mai înainte de a cânta cocoșul, de 3 ori te vei lepăda de mine. Și ieșind afară, a plâns cu amar. Iar când s-a făcut ziua, toate căpetenile preoților și bătrânii poporului au ținut sfat împotriva lui Iisus ca să-l omoare. Și legându-l, l-au dus și l-au dat dregătorului Ponțiu Pilat. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Toată lucrarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în modul vizibil, public, de vindecare a poporului, s-a desfășurat între 2 mese. Prima, la nunta din Cana Galilei, când toți erau adunați în jurul unor mese rotunde, simbol al comuniunii, al bucuriei, al prăznuirei, a sărbătorii, pentru că 2 tineri deveneau una prin taina cununiei, și Domnul a instituit acea taină a cununiei, la nunta din Cana Galilei, acolo când 6 vedre de apă s-au transformat în vin, ca simbol al plinătății, al împărăției, sub simbolul numărului 6, biscuit din Cioși, Domnul a plecat cu putere multă în mijlocul poporului, dacă pot spune așa, împins prin cuvântul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, că nu mai iau vin și voi să faceți ceea ce vă va spune, Mântuitorul biscuit din Cioși le-a adunat pe toate în cerc, în jurul unei mese rotunde, le-a transfigurat, le-a transformat, le-a sfințit, le-a binecuvântat, le-a unificat și pe toți i-a ridicat de la întristare la bucurie. Plecând la propovăduire în popor, iubiți credincioși, toate ale Domnului au mers de la 6 către 7, adică către sfințire și binecuvântare. O altă masă, ultima de pe pământ, cu mult dor vroiam să mănânc cu voi acest Paște, adică să mănânc, să stau la masă cu voi, dar la cina cea de taină. Cină când sunt toți acasă, cină când se adună în jurul mesei, iubiți credincioși, într-un simbol al comuniunii, al cercului, al plinătății, al desăvârșirii, Mântuitorul Iisus Hristos îi adună pe ucenici în joia mare. Dar chiar înainte de acest moment important, iată că a intrat iarăși zâzania între ei și Duhul Măririi în inima lor, că își puneau problema: oare care dintre noi va fi de-a dreapta, de-a stânga mai mare în împărăția lui Dumnezeu? De aceea Mântuitorul, iubit credincioși, le dă încă o dată o pildă de smerenie și de chenoză mai adâncă. Ia ștergarul și spală picioarele ucenicilor și a lui Iuda. Spală picioarele lor, iubiți credincioși, și le spune așa: cel care este mai mare stă la masă și este slujit de slugile sale. Dar eu, deși sunt mai mare dintre voi, sunt slujitorul tuturor, sunt slujitorul comunității, sunt slujitorul ucenicilor. Sunt slujitorul fiilor mei duhovnicești și vă spun pe voi pe picioare. Și acest gest nu este doar un gest simbolic sau ritualic, ci este un gest de vindecare, de curățire. Pentru că prin acest gest voi toți veți fi curați. Dar curățenia va fi în funcție de felul cum vă veți poziționa față de slujirea mea.
ca învățător al vostru. De aceea, iubiți credincioși, Mântuitorul se smerește, ia ștergarul și începe să lucreze. Dar Petru cel jăvnitor cade când o extremă, când în apă. Cade în extremă și spune, nu, nu mă vei spăla, Doamne, Tu pe mine, pe picioare. Și Domnul îi spune, dacă nu te voi spăla, nu vei avea parte de mine. Deci a căzut în extrema lui, nu. Și apoi spune, Doamne, spală-mă peste tot și peste cap, șterge-mă în partea cealaltă. Omul firesc din el s-a dus dintr-o parte în altă. Omul nebun, îndrăcit, nefiresc, Iuda, iubiți credincioși, a venit cu tupeu, a venit cu nesimțire, s-a lăsat spălat. Când a zis Domnul ca să-l protejeze pe el, ori dintre voi mă va vinde, oare nu eu, Doamne? A îndrăsnit de față cu toți. L-a pus într-o postură destul de delicată pe Mântuitorul, ca să îl osândească, ca să-l vădească, ca să-și arate răutatea, ca să-l mute pe demăzură, să acționeze la mânie. Și Domnul i-a spus clar, tu zici, pentru că a anticipat, iubiți credincioși, Domnul a lucrat din timp cu inima lui Iuda să-i se întindă în continuu câte o mână și câte o mână spre vindecare. Ieri am încercat să creionez profilul trădătorului. Trădătorul care are în primul rând în el mândrie, iubire de sine, afirmare de sine, apostazie, lepădare de Dumnezeu, împotrivire, mânie, invidie, gelozie, părere de sine, iubire de arginți, falsitate, fățărnicie, aparența iubirii de săraci, prietenie falsă, apropiere falsă, interes, iubiți credincioși. Trădătorul le ascunde pe toate acestea în el. Stă cu tine până în ultima clipă. Se face că te ajută, că te susține, că ți-este prieten. Încearcă să te ajute în proale tale, să scânte în strună, să ți se pară că te slujește. Dar trădătorul stă și mocnește și așteaptă momentul în care să-ți învingă cuțitul în spate. Și Domnul știa. Și se făcea că nu vede. Și i-a lăsat punga. Și vedea că e luptător de arginți. Și știa că se duce în stânga, în dreapta, poate, și mai vorbește cu arhiereii. Pentru că arhiereii nu l-au cunoscut pe Iuda de ieri, de azi. Nu s-a dus deodată Iuda la ei și a spus, tu ești Iuda și noi acum te vedem pentru prima dată. Avea conexiuni pe dedesubt Iuda, iubiți credincioși, pentru că era omul finanțelor și al iubirii de cele materiale. Și Domnul se făcea că nu vede și a rupat de un cuvânt. Și a preferat să spună că unul dintre voi mă vinde. Adică să-i sperie pe toți, să-i amenințe pe toți, să-i tulbure pe toți, să-și pună toți problema, oare nu eu, oare nu eu, pe rând. Doar se va trezi Iuda. Și la un moment dat, Petru, tot râvnitorul, îi spune lui Ioan, duhovnicescul, cel care acționa pe verticală, du-te tu, Ioane, că ești mai apropiat, ești mai curat, ești mai vinovat. Du-te tu și pune întrebarea, cine este acesta? Că nu mai putea Petru să suporte că unul dintre ei îl va vinde. Și atunci, iubiți credincioși, Ioan s-a apropiat de pieptul Mântuitorului și a spus, cine este, Doamne, care te va trăda și care este cu noi aici, la cina aceea de taină? Și Domnul îi spune, cel care va atinge mâna cu mine în blind. Era un obicei în zona aceea, în perioada aceea, ca gazda să întindă o bucată de pâine înmuiată în ceva cu oaspetele ca semn de bunăvoință, ca semn de prietenie, ca semn de apropiere și de intimitate sufletească. Și atunci, iubiți credincioși, nu numai că l-a amenințat, nu numai că i-a dat de înțeles, nu doar că l-a spălat pe picioare, a întins Domnul mâna cu el în blid, doar se va trezi când este acolo, unul lângă altul. Și nesimțirea și împietrirea lui s-a dus până la capăt, încât, iubiți credincioși, atunci a intrat Satana în inima lui. Și Domnul îi spune, fă ce ai de făcut mai degrabă, du-te și împlinește-ți alegerea. Era rânduit și prevestit din proroci, din scripturi, din tradiție, că Fiul și Cuvântul Dumnezeu care s-a făcut om va fi răstignit. Dar, iubiți credincioși, sminteala trebuie să vină, dar vai din cel pe care va veni sminteala.
Adică Iuda a avut toate șansele să spună nu. Iuda a avut toate momentele să spună că se leapădă de Satana și de toată lucrarea lui. Iuda n-a fost forțat de vreo prevestire, de vreo prezicere ca să fie omul sacrificat de dumnezeire ca să îl vândă pe Fiul Dumnezeu să se împlinească Scripturile. Nu! Putea până în ultima clipă să zică nu, pentru că libertatea de alegere și de conștiință nu i-a fost luată, iubiți credincioși. Acestea sunt niște lucruri foarte fine. Una este preștiința lui Dumnezeu și alta este predestinația pe care noi de multe ori le confundăm. Atunci Iuda și-a împlinit menirea prin alegerea lui și a plecat. S-a dus să vorbească cu arhierei, cu cărturarul și să-și primească banii. Dar la cina aceea de taină, iubiți credincioși, Mântuitorul a fost frânt în mai multe bucăți. Odată că îi vedea pe ucenici că nu pricep, că își doreau încă putere și a trebuit să se zmerească să-i spele pe toți. Ștergarul cu care Mântuitorul i-a șters pe ucenici, pe picioare, iubiți credincioși, este acesta. Este epitrafilul, pentru că credincioșii sunt cei atârnați de gâtul lui Dumnezeu prin slujitorul, care trebuie să îi slujească pe toți și acești ciucurei sunt toți creștinii. Iar acest ștergar este cel care spală pe picioare pe fiecare ucenic ca să-l curățească pentru întâlnirea lui cu Dumnezeu de la cina cea de taină, la masa cea rotundă, la împărtășirea cu Hristos, la potirul cel care este sferic, rotund, circular, desăvârșit. Și atunci îi trece Domnul pe ucenici la un alt nivel, pentru că odată cu spălarea a fost și o binecuvântare și o putere. A anticipat biserica, a anticipat răstignirea, a anticipat euharistia, pentru că tot ceea ce se va întâmpla după cinzecime, Domnul a anticipat ca putere în cina cea de taină. Și acolo le-a trecut pe toate de la Vechiul Testament la Noul Testament și le-a spus așa, luați, mâncați, toți. Acesta este trupul meu. Beți dintr-o acesta toți. Acesta este sângele meu, care se dă pentru iertarea păcatelor. Iertarea păcatelor n-a fost, iubiți credincioși, când i-a spălat pe picioare, când s-au spovedit. Acolo a fost o curățire, o primenire, o pregătire. Dar iertarea păcatelor a fost când s-au împărtășit cu Sfintele și Preacuratele Taine. De aceea am ieșit cu acest potir mare, ca să vedeți, ca să înțelegeți, ca o invitație. Pentru că tot postul mare am lucrat cu acest epitafir și noi toți slujitorii și preoții ca să vă spălăm pe picioare, dar pentru un singur rost, ca să vă apropiați de cină, de Hristos Euharistic, să vă împărtășiți, pentru că doar prin Sfânta Împărtășanie se iartă păcatele, se vindecă rănile, se luminează sufletele, se pregătește fiecare pentru împărăția cerurilor. De aceea, în joia cea mare, ar fi trebuit să fie pline bisericile de creștini, să fie spălați pe picioare, să fie deslegați, să fie curățiți prin cuvânt, prin citirea Sfintei Evanghelii, prin deslegarea cea mare, prin binecuvântarea din timpul Sfintei Liturghii, să se împărtășească cu Sfintele și Preacuratele Taine. De aceea, ne bucurăm că ați venit, ne bucurăm că ați înțeles, ne bucurăm că ați venit cu inima deschisă și să vă încredeți doar în mila și bunătatea lui Dumnezeu. Toți suntem niște trădători și niște tâlhari și niște desfrânați. Dar prin sângele Lui noi toți ne-am curățit. Prin rănile Lui noi toți ne-am vindecat. Prin împărtășirea cu Sfintele și Preacuratele Taine toți ne mântuim. De aceea, pentru Duminica Învierii, pentru Noaptea Învierii, încă o dată vă facem o strigare și o chemare în joia cea mare. Să nu cumva să fugim precum apostolii. V-ați temut de frică. Tocmai acolo unde nu era frică. Acum, în loc să veniți, voi fugiți. În loc să vă apropiați, voi vă depărtați. În loc să vă smeriți, voi vă argumentați. O lume întreagă, care este un tâlhar, o iudă trădătoare, o desfrânată și o lume păcătoasă, în loc să cadă în genunchi în săptămâna mare, încearcă să-și găsească un rost fără de rost în lumea aceasta. Singurul rost și singurul sens este apropierea de Hristos pentru împărăția cerului. De aceea, iubiți credincioși, joi, vine, sâmbătă,
Mai este timp. Pentru 3 zile de pocăință Dumnezeu va ierta, va dezlega. Amintiți-vă de Pateric. Când spune, Ava, un an de pocăință ajunge pentru păcatele mele, este mult. Da 40 de zile, este mult. Da o săptămână, este mult. Da 3 zile, cred că în 3 zile Dumnezeu se va milostivi de omul care este sincer în pocăința lui. De aceea începeți de astăzi, de biscuit dincioși și aruncați-vă în pocăință. În spovedanie, în postire, în deschidere către Hristos Dumnezeu, prin citirea ultimilor capitole din Sfintele Evanghelii, în care se vorbește despre cina cea de taină, răstignire, punerea în mormânt și înviere, ca să știm de cine ne apropiem. Citiți din Noul Testament, ca să știți la ce Dumnezeu ne închinăm. Și noaptea învierii, iubiți credincioși, la masă, la potir, la cină, la împărtășare, la împărtășire suntem chemați toți. Să aveți nădejde în mila și în bunătatea lui Dumnezeu. Potirul este mare, vițelul este îngrășat, binecuvântarea este dumnezeiască. Toți sunt chemați la iertare și la dezlegare în noaptea de Paști, măcar o dată pe an. Să faceți efortul cu toții să vă smeriți, să vă dezlegați, să vă împărtășiți, iar după aceea să vă continuați canonul. Gândiți-vă la femeia sărcinată. Indiferent ce păcate are ea, în fața nașterii, încetează toate canoanele. În luna 8-a, 9-a o împărtășești, indiferent ce păcate are ea, că poate să moară neîmpărtășită la naștere. O deslegi și o împărtășești. După ce a născut, dacă ea nu-și continuă curățenia și pocăința, o lași în canon, în continuare, să-și ducă pocăința și pedeapsa în fața lui Dumnezeu, dar în momentul acela o împărtășește. Așa și noi, iubiți credincioși, suntem ca niște oameni păcătoși care putem muri oricând. Dar măcar în noaptea de Paști să fie o naștere și o înviere într-o împărăție a cerurilor. Amin.